Duminica aceasta a constituit un prilej de mare bucurie și pentru credincioșii parohiei sucevene Siliștea. În mijlocul credincioșilor de aici s-a aflat înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a săvârșit slujba de târnosire a Sfântului Locaș. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Sfântului Locaș cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Sfânta Evanghelie, Mântuitor, ne vorbește tocmai de iertarea datornicilor sau îndatorii a noastre față de Dumnezeu, a datoriei noastre față de semenul nostru. Adică suntem datori să ne iubim unii pe alții. Suntem datori să ne iertăm unii pe alții. Noi greu iertăm. Deși greșim foarte mult. Nu numai față de aproape, ci și față de Dumnezeu. Și cerem să ne ierte greșelile noastre, dar noi nu iertăm. Pentru munca depusă la restaurarea bisericii și a complexului parohial, părintele paroh a primit rangul de iconom stavrofor. În această deosebită zi avem bucuria de a sfinți Sfântul nostru Locaș cu hramul Adormirea Maicii Domnului și aducem mulțumire Maicii Domnului și Bunului Dumnezeu pentru că am ajuns cu bucurie la sfârșitul acestor lucrări care s-au realizat cu sprijinul tuturor enoriașilor și nu numai, și a altor oameni din afară cu suflet mare care au binevoit să întindă o mână de ajutor pentru săvârșirea acestor lucrări. Răspunsurile la strană au fost date de corul din Liteni. Am bucuria și onoarea, în calitate de primar al orașului Liteni, să salut prezența prea înaltului sfințite părinte Pimen, aici la un act de vrednicie a comunității din Liteni, și anume satul Siliștea, la resfințirea bisericii de aici din comunitate. Spuneam că a fost un act de vrednicie pentru că s-au executat foarte multe lucrări, începând de la acoperișul bisericii, schimbarea clopotului, interiorul pavat cu piatră, tot exteriorul, curtea, s-au făcut lucrări foarte multe și cred eu că aici, această biserică, și nu o spun cu gratuit, are o arhitectură specială din comunitatea noastră, este una dintre bisericile foarte vechi și această comunitate cred că se mândrește cu acest locaș de cult. Vin cu mulțumire către părintele nostru, prisecarul Dorel, care și-a adus tot aportul pentru această construcție, această lucrare măreață, și-a pus și inima și sufletul și tot ce a avut în zi, și s-a sacrificat și familia numai ca să facă această lucrare măreață. Îmi place costumul popular pe care și-l îmbrăc. Când îl îmbrăc, reprezint Bucovina. Am cusut la fată, la nepot, pe care l-am și îmbrăcat. Trebuie să învățăm copiii să poarte costumul național, obiceiurile noastre, să ducă mai departe obiceiurile strămoșești. Comitetul parohial a oferit 400 de pachete de hrană și o agapă frățească pentru închinătorii veniți la Siliștea.